Vă rog să lăsați muzica mai jos un pic, da? Muzica mai jos. Doamnele, nu mai aplaudă o perioadă. Pentru că Amalia tunde iarba de pe marginea drumului. Până acum are cel mai bun timp din echipă, să știți. S-a pierdut acum un pic, dar revine. 2 minute și stăm foarte bine. Îi vom lua timpul final și îl vom scrie. Ce-a? Am greșit. Deci eu nu te aud foarte bine, Dani. Dar din acest motiv nu trase țepi. A, bine. Bine. Timpul Amalei va fi înscris aici pe tablă. Pe bune? Gata, mă concentrez. Cel mai bun timp din echipă, zice. Hai, ziceți, domnul Dani, că parcă suntem la priveghi aici. Lasă-l să conducă, ce naiba, nu e hârmălaie în mașină. Oricum nu te aude, că are urechile astupate și după cum vezi, și-a dat jos benoaclele. Ea când conduce, le dă jos. A, stai mă, băi, oprește tot. Pune frână! Nu. Oprește în loc. Ia-ți, drag, ochelarii. Păi de ce nu ne-ai zis? Fii atent, aici e un televizor. Da. Volan? Mamă, acum mi-am dat seama. Bine, hai, reluăm, dar acum să luăm chiar timp oficial. Bine. Ești prima care are dreptul să facă asta oficial la Neața. Vă reamintesc că cheia, de ce avem scaunul, simulatorul și toate jucăriile astea în platou? Pentru că îi susținem pe cei care organizează raliul Aradului. Se întâmplă între 8 și 10 ale lunii în curs. Cel mai bun timp scos pe simulator, pe o probă de VRC. Da. Cel mai bun timp scos pe o probă de VRC aici va duce ori un participant la emisiune, adică un invitat, ori un telespectator, unul dintre cei care ne privesc, la raliul Aradului. Va fi tratat exact ca un copilot oficial. Va fi pus într-o mașină de 4Rider pe scaunul din dreapta și va simți ce simte de adevăratele un copilot. Vorbim despre toate lucrurile astea după rubrica Meteo cu Flavia. Flavia! Da, mulțumim! Da, mă, că totul e la vedere! Mulțumim, Flavia, dați-mi și mie o cameră. Vă rog, bănuiesc că toate camerele sunt pe picioarele Amalei. Știu, arată interesant. La volan, o fată în rochiță, mulțumesc, obsedaților. Ce să... Amalia și-a încheiat tura, i-a mai dat o șansă. În primul rând a ales mașina greșită în prima tură. În al doilea rând s-a pierdut cu firea și a lovit toți parapeții. Acum are pe bune cel mai bun timp din echipă, din ce am văzut eu că faceți voi dându-vă. 4 minute, 0 secunde și 23 de sutim. Așa că va trece direct pe locul întâi. A, ce bine! Și e prima oară când joc! E singura care a beneficiat de acest privilegiu. Păi noi nu ne-a lăsat, deci cumva ai făcut cel mai bun timp noi nejucând. Da, foarte bine, comentăm. Răzvan va fi al doilea după următoarea pauză. Își va trece și el timpul pe tabliță. Vă reamintesc? Da. Câțiva invitați ce trec prin emisiune au dreptul să facă treaba asta, dar și telespectatorii noștri. Vă aștept pe o adresă de e-mail pe care Oprișan acum o face, la Raliu Aron. Antena, nu, la raliuarondneața.ro. Vă așteptăm cu povestea asta. Vă înscrieți acolo folosind detaliile voastre și neapărat o fotografie cu voi, măcar pe scaunul din dreapta, dacă nu, pe scaunul din stânga al mașinii. Să fiți în mașină. Luăm în serios lucrurile astea și vă așteptăm în emisie să folosiți scaunul. Da? Păi da, după cum vedeți... Domnilor, suntem în legătură directă acum de pe probă. Colegul Răzvan este la volan, mai are o singură secțiune de parcurs. Până acum stă foarte bine ca timp. Timpul de bătut este timpul Amaliei, 4 minute 00:23. Are mari șanse Răzvan să bată timpul Amaliei. Mai are două ace de păr și va reuși.
Vă reamintesc în mare, pentru cei care vreți să vă înscrieți în povestea noastră, să veniți în platou. Asta nu este poziția de stat la volan, deci oricum nu există poziția asta. Este Răzvan în viața reală, fiind un șofer foarte relaxat, nu a pus niciodată accentul pe poziția mâinilor și a capului. Ce face un copilot în povestea asta, domnul pe care l-a auzit? E foarte important să-l ascultați, pentru că cel care câștigă acest concurs va fi copilot pe bune la raliul Aradului într-o mașină de 4Rider. Observați, curbele sunt preanunțate, ele sunt numerotate de la 2 la 6. Cu cât cifra este mai mică, cu atât curba este mai strânsă. Uite, urmează un dreapta 4 și un stânga 4. Dacă l-asculți pe acest domn, știi cum să pregătești mașina ca turație, ca trasă. Știi dacă mai trebuie să frânezi sau poți să o lași să intre. Hai să vedem ce timp scoate. 4 și 20. Nu înțeleg unde a pierdut pe drum 20 ceva de secunde față de Amalia. 4, 21, 51. Asta înseamnă să ai doi copii. Lasă că foarte bine. Asta înseamnă să ai doi copii, să fii un tată responsabil. Nu o iei ca la 21 de ani cu mașina. Nu te arunci. N-ai cum să mergi. E stricat. Da. Plus că ai ce picioare mari are. A apăsat pe ambreiaj, pe frână și pe accelerație deodată. Nu așa se conduce. Am condus de sculță. De sculță, păi da. Mm-hmm, Buratino. Lasă că treci mai târziu. Nu treci acum. Acum de-abia am văzut și eu. Am înțeles cum e. Tata, ia să dat două ture, te-ai mai dat și săptămâna trecută. Păi nu, când așa e, eu nu m-am dat deloc. Ce vrei, tași, mă, Nicu? Nu s-o dat niciodată. Ce? Ce? Păi eu ca nebunii ăștia din Constanța, prima Maia, vum, vum, eu ușor, bă, 110 pe autostradă. Avem, o să avem și un concurs. Hai, bă, nu mă scrie. Nu fi! Băi, trebuie, regulile sunt reguli. Nu fi, pui cu șoric. Ziceam că o să ies eu ultima, e ok. Uite, se lasă Flavia, da? Trebuie să meargă cu spatele sau ceva. 4, 21, 2. Nu, Dana, pe aia ai apăsat tu greșit acolo. Pe cum? Ia și uite, mai ținu și de vorbă. Hai, mai fac o dată, mâine. Și o să vezi, nu, lasă-mă așa în suspensie. Scrie doar Răzvan și semnul întrebări. Înțelegi? Easy. Hai, nu fi țără noi. De ce? Lasă că... Oricum a mers ca vântul și ca gândul. Te-am bătut o oroscopistă cu ochelari. Care de cât timp ai carne, mă? De 4 ani. De 4 ani are carne. Păi bă... Și are și câine ca al tău. Păi da, mă, da... Eu n-am... Plus că ea... Mă duce S-ul, de-astea. Unde am văzut. Da. Da. Hai să horoscop. 4, 21, 51. Nu, bă, deci nu, asta a fost ca idee așa. Ca minte. Să vedeți voi că sunt ok. Că eu promovez altceva la volan. Nu ne aruncăm așa în act de păr. Știu și eu să merg cu derapaj. Școala de conducere defensivă Titiaur. Și școala de conducere atât de defensivă încât nici nu simți că înaintezi. Da. Răzvan Simion. Da, de ce? Hai, lasă mâine, uite, mâine. Mai defensiv nu se poate. Mâine o să vezi că scot cam cel două, multe poate accidenta o băbuță din spate dacă intră cu Matiz în tine. Hai, Doamne, că ne grăbim la biserică. De ce ești așa? Plus că lumea nu înțelege despre ce e vorba. Aurica a venit și m-a întrebat: vine cineva din față? El așa a văzut la raliu că mai ai și dude de asta. 8-10 mai avem raliu la Arad. Unul dintre voi sau unul dintre noi poate ajunge acolo pe scaunul din dreapta din mașină. Detalii găsiți pe internet despre raliu. Da. Aici în emisiune despre ce facem noi cu acest scaun minunat, care, uite... Ia, și iau să-l duc de aici. Băi, Mihai Leu, ia-ți ăsta și du-te acasă cu el, că, uite, numai strânește animozități. Da. Da. Amalia Horos.